Astăzi, în mod special, am vrut să vizităm persoane pe care le-am cunoscut relativ recent și suntem pentru prima oară în casă la dânsele. Este Ramona. Ramona, cum a trecut iarna și pandemia pentru tine? Pentru mine au trecut destul de ușor, chiar dacă pentru alții au fost, mi s-au părut destul de complicat. A fost destul de ușor. Ce activități faci tu, Ramona? Păi, după cum se vede, mă uit la televizor și stau. Ramona, câți ani ai tu? 25. Mulți înainte. Mai ai frați, surori? Da, frate. Foarte bine. Și ce-ți dorești cel mai mult să se întâmple în perioada următoare, apropiată? Să se încălzească afară și să ies mai mult. Ramona, tu ai mers vreodată? Nu. Îți place să ai prieteni? Îți place să mergi în excursii? Da, îmi place să... Cum ai cunoscut o asociație Ridică-te și umblă? Mergând într-o excursie. La Sinaia? Da. Și ce amintiri ți-au rămas? Când am fost la peșteră, când am fost... De câte ori ai fost tu la o peșteră? Singura dată. Atunci? Da. Atunci a fost prima dată. Pentru prima dată. Și ai prieteni pe Facebook? Da, am foarte mulți. Da? Da. Și ai și prieteni de la Ridică-te și umblă? Da. Pe care i-am cunoscut prin interviul datorită dumneavoastră. Ramona, le spui ceva frumos celor care te urmăresc, prieteni? Da, le spun să te dea Dumnezeu multă sănătate și tot binele din lume. Și noi la fel îți dorim, Ramona, și abia așteptăm să treacă pandemia și să continuăm excursiile. Să deplimbăm, să vorbim. Super! Multă sănătate ție și familiei ta. Bucuria reîntâlnirii cu Nadine, o persoană pe care am cunoscut-o chiar în pandemie și de fiecare dată îmi face plăcere să o vizitez. Nadine, aici cu mine sunt câțiva voluntari. Ia spune-le tu în arabă că îi iubești. Acum vreau să-i zic în română bine ați venit și în arabă vreau să-i spun așa Hepken, adică vă iubesc la mai multe persoane, să spune Hepken. 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 Ce trebuie ești acolo? Ce faci? Acum fac o căciuliță la nepoata mea. Oh, okay. Care are 3 zile, a fi 3 zile azi. Să vă trăiască, să fie sănătoasă. Și o așteptăm pe nepoata ta să vină voluntar la noi, la asociație. Poate vii cu ea. Când s-o da drumul și s-o termina cu pandemia asta. Doamne ajută! Nadine, te lăsăm cu bine și vreau să auzim numai lucruri bune, frumoase și să sperăm că într-o zi o să plecăm și în tabere și în excursii. Spre rușinea mea, îl cunosc de 5, 6, 7 ani pe Cristi, dar abia acum am putut să ajung la el acasă. Bine te-am găsit, Cristi, ce faci? Mulțumesc, bine. Cristi, aici locuiești tu? Da. Ce activități îți ocupă timpul? Mai mult... Astea. Cu calculatorul, cu internetul? Nu, cu calculatorul mai mult urmăresc predici. Am înțeles. Văd că ai și o bicicletă medicinală, faci și mișcare, faci exerciții fizice. Am făcut. Cristi, câți ani ai tu? Am 48 de ani. Mulți înainte. Anul ăsta fac 49. Mulți înainte, Cristi. Și care sunt lucrurile care îți plac cel mai mult să le faci? Păi, plimbarea, da, de multe ori cu pandemia asta. Mai frați, surori?
Mai am un frate. Uh-huh. Locuiește cu tine? Locuiește separat. Uh-huh. Cristi, de când ai mai plecat într-o excursie așa, într-o plimbare? N-am fost niciodată, pentru că e prea scump. E scump? Da. Da, dar adică se umblă nu întotdeauna, e scump. Aproape toate pensia. Am înțeles. Și de-aia nu-mi permit. Tu ce problemă ai? Hemiparleză spastică stângă. Uh-huh. Și acum mai nou mi-ai spus tu că te-ai lovit la mână, ai căzut sau cum? Am căzut. De exemplu, cum e trotuarul ieșit mai în sus, mai ales atunci când ai masca și cu ochelari la ochi. Te-am văzut în câteva rânduri pe Zoom cu prietenii tăi. Uite, cam așa ne întâlnim în condiții de pandemie. Acasă la Camelia, mai exact în fața casei la Camelia. Cami, ce mai faci? Nu, 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 nu. Nu. Ce mai faci? Bine. Uite, mă bucur că ați venit la mine. Noi ne bucurăm că ați venit. Și vă aștept când trece pandemia. Da. Ce ai făcut bun azi? Atunci vii tu la noi. Am făcut fasole cu cârnat. Nu asta, dragă. Asociația Ridică-te și umblă în vizită la Camelia. Cam un gând. Un gând pentru prietenii tăi. Yes. Ai mulți prieteni la Ridică-te și umblă? Am foarte mulți, o parte din ei aici. Mă bucur că ați venit și toate cele bune. Să fim sănătoși. Hai că trece pandemia. Să treacă pandemia, să ne distrăm. Cum a fost pandemia asta la tine? Ai ieșit? Ai plecat? Am ieșit. Până în zonă? Da, cine îți gătește ție? Eu. Hai, mă. Păi da. Și faci și dulciuri? Și dulciuri, da. Am făcut cheesecake. Uite, n-aveam ce să fac cu el. Trebuia să veniți la mine, că m-am prea mult. Da. Data viitoare vă chem. Data viitoare vii tu la noi. Bine, Cami, Camelia Florea. Bună dimineața, Asociația Ridică-te și umblă oferă micul dejun și un prânz persoanelor cu nevoi speciale, beneficiare a Asociației Ridică-te și umblă. Maria, poftă bună! Tu mă ridici și eu pot sta pe culme. M-ajut.
nu mai mult de atât. Când sunt căzut și sufletul tânjește, necazuri vin și inima-mi e grea. Stau nemișcat și aștept doar în tăcere, ca tu să vii să-mi stai alăturea. Tu mă ridici și eu pot sta pe culme, mă ajut când cad pe morile furtun. Sunt neclintit, purtat pe ai pe cume. Tu mă ridici să fiu mai mult de atât. Tu mă ridici să fiu mai mult de atât. În seara aceasta, când am ajuns acasă, după ce mi-am terminat programul, am fost sunat și la capătul celălalt o doamnă plângea. Implora și plângea. Era doamna Maria. Ce s-a întâmplat, doamna Maria? Am o programare la să facă un CT sau un TC, cum îi zice, nu știu, așa. Și trebuia să mă duc pe ginerile. Pe ginerile l-a trimis în cursă și am rămas... Așa, eram distrusă și la dumneavoastră am mai apelat o dată, mai de mult, și m-a servit. Și am zis, gata, e singura soluție să vă sun. Și amabilitatea noastră chiar m-a dat. Doamna Maria, contează mult să existe aici în București un serviciu ca acesta, serviciu taxi sau centru de mobilitate pentru persoane cu dizabilități? Cât de mult contează? Vai de capul meu! Băi, da, dacă eu astăzi, chiar dacă mă duc să fac analiza asta cu bani, pierdeam programarea. Și uitați-vă, sunt în scaun cu rotile, ați văzut și vedeți și dumneavoastră că nu mă pot să mă mișc. Măcar atâta. Și alte mașini nu pot să merg cu ele. Dragii mei, Asociația Ridică-te și umblă prin centrul de mobilitate vă stă la dispoziție. Vă rog, sunați, apelați-mă, facem programarea și mergem! Și serviciul, ce să vă spun, e prompt și, Doamne, nici n-am zis că reușesc astăzi. Ați văzut că plângeam. Să rămână multă sănătate și să ne ajute Dumnezeu ca să fie toate lucrurile bine. Centrul de mobilitate al Asociației Ridică-te și umblă vă dorește să aveți o zi senină, o zi cu multă bucurie în suflet, cu seninătate. Și aici cu noi, în această dimineață, Irina, de unde vii? De la policlinică, a trebuit să fac un control și să văd analizele și mi-a dat analiză de făcut și urmează ca în viitor apropiat să pot să reușesc să le fac. Și a apelat la centrul de mobilitate al Asociației Ridică-te și umblă. Altfel mi-ar fi fost imposibil să ajung. Irina, un gând pentru prietenii tăi din asociație. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea putere să mergeți mai departe pe calea pe care vreți să o urmați. Marcel, un gând? Salută-i pe prietenii tăi. Salut tot grupul. Multă sănătate, fericire. Ne auzim cu bine, să treacă pandemia, să ne auzim cu bine la asociație. Vă așteptăm, dragi prieteni, ca atunci când aveți nevoie să mergeți la policlinică sau să mergeți să vă rezolvați și alte probleme, să apelați la centrul de mobilitate al asociației Ridică-te și umblă și promitem că suntem aproape de voi. La revedere! La revedere! Am avut bucuria să-l cunosc astăzi prin intermediul Centrului de Mobilitate al Asociației Ridică-te și umblă pe Ionuț. Salut, Ionuț! Mi-ai spus că și mi-ai vorbit frumos de câțiva prieteni de-ai tăi, de Ciprian Dascu, de Ștefania, Cătălin. Știu. Știi? Ionuț, ce-ți place ție cel mai mult să faci în viață? Să cânti? Nu știu ce
Îți place să cânti? Da. Foarte frumos. L-am ascultat pe Ionuț și are un talent la muzică. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Un salut pentru prietenii tăi. Mă salut generația Mlugi. Bine, Ionuț, sănătate multă vă dorim la toți. Centrul de mobilitate al Asociației Ridică-te și Umblă vine în ajutorul persoanei cu dizabilități. Astăzi, Doinița, singură fiind, fără familie, fără ajutor, a avut nevoie să-și facă ceva cumpărături. Doinița, ți-ai cumpărat pentru câtă vreme? Pentru o săptămână. Contează un serviciu, precum centrul de mobilitate, care vine în sprijinul anumitor nevoi, persoanelor singure, neajutorate, da, ce zici? Contează foarte mult, pentru că atunci când ai nevoie, este tot timpul la dispoziția ta. În al doilea rând îți alegi tu ce produse vrei. Nu e stai să depinzi, faci comandă, dar nu știi ce ți aduce. Pot să spun că e un lucru foarte mare și mulțumesc celor care ne ajută pe această cale. O parte... O, exact, e o particularitate a centrului, da, de mobilitate Ridică-te și Umblă, ajutorul este gratis. Bine, e incorrect spus ajutor gratis, pentru că nu există și ajutor cu bani. Centrul de mobilitate Ridică-te și Umblă oferă aceste servicii persoanelor cu dizabilități gratis. Dacă aveți nevoie la un consult, la o farmacie, probleme cu actele sau la gară sau la cumpărături, vă stă la dispoziție centrul de mobilitate al Asociației Ridică-te și Umblă. Chiar recomand cu căldură acest lucru, pentru că față de în altă parte, alții care ia cu bani și nu stă după tine cu prețul, chiar recomand acești oameni chiar. Vă așteptăm, dragi beneficiari ai Asociației Ridică-te și Umblă, să apelați la centrul nostru. Taxi gratis! Bună seara! Din aeroportul Barajas din Madrid primim cu brațele deschise un grup al Asociației Ridică-te și Umblă. Hola. Cătălin, cum ai călătorit? Excelent, excelent, vă pupăm. Cum a fost zborul? Hola, hola, de la Madrid. Toată Asociația Ridică-te și Umblă, o salutăm. Pupăm de bine, mulțumim atât de bine cu putem. Deci nu, n-ați avut, n-a făcut pană avionul. Poate, nu, da, au fost ceva. Au fost gropi în asfalt, dar nu multe. La vine acum e aerul de Madrid. Până la primera vez con el avion. E cam rece? Să pare frig? Nu, e calentă. Și acestea sunt gazdele noastre care ne preiau din aeroport. Bine ați venit în Spania! La patria, țărâna.
primul beneficiar al asociației Ridică-te și umblă, din moment în moment se va vaccina împotriva COVID-ului. Pareza o aveți din copilărie, de la 13 ani? Am sechele după mielită. Da? Sechele după poliomielită? Nu, după mielită. Da? Mielită, da. Da. Sechele neurologice? Da. Gata, domnule, sunteți un erou. Cum a fost? Domnule, nici n-am simțit mai bine, că mi-a plăcut. M-a vins pe 11 februarie. Eu cred că orice om responsabil trebuie să vină să-și facă vaccinul. Uitați, după cum se vede, totul e posibil. Ce să vă spun? Domnul Mitu, beneficiar al Asociației Ridică-te și umblă, primul care s-a vaccinat anti-COVID. Ciprian! Un om care știe să-și exprime fericirea. Cipri. Da. De ce ești fericit? Pentru că a venit omul? Și nu numai eu. Ești fericit că ai prieteni, că stai pe Zoom. Da. Cum a fost astăzi? Hai să ne... A fost super. Am înțeles că a fost și domnul Corado Coții. Ți-ai făcut prieteni? Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi după Zoom, Ciprin? Ștefan. Ștefania? Da. Și mai cine? Și Costi. Și Costi. Toți suntem prieteni acum. Da. E o bucurie în sufletul lui Ciprian atunci când aude că oameni de la Ridică-te și umblă îl vizitează și lucrul acesta ne încurajează și pe noi să lăsăm tristețea, să lăsăm durerea, să lăsăm tot ce se întâmplă, știrile rele care le auzim în stânga și în dreapta și să ne bucurăm de viață, să fim fericiți. Ce zici, Cipri? Corect? Spun bine? Da. Pentru că avem o speranță, pentru că pentru că l-avem pe Domnul de partea noastră. Cipri, m-am bucurat foarte mult și așa am o bucurie în suflet când văd familia ta, părinții tăi, cât se bucură când cineva vine de la Ridică-te și umblă să te viziteze. Și noi, la fel, îți dorim multă sănătate, multă fericire, multă speranță. Și când vremurile s-or pune mai bune, să plecăm cu toții în excursii. Da. Vrei? Da. Super! Mulțumim mult! Mulțumim familiei și lui Cipri pentru că vă simțim că faceți parte cumva dintr-o mare familie pe care noi așa credem. Că Ridică-te și umblă nu este doar un simplu ONG, ci este o familie. Ne bucurăm unii cu alții, simțim unii cu alții, ne vizităm unii cu alții. Bun, multă sănătate vă doresc, toate cele bune. Ciprian, un om care știe să-și exprime fericirea. Cipri, de ce ești fericit? Pentru că... Pentru că a venit omul? Nu. Și nu numai eu. Ești fericit că ai prieteni, că stai pe Zoom? Da. Cum a fost astăzi? Hai să ne... A fost super. Am înțeles că... A fost și domnul Corado Coții. Ți-ai făcut prieteni? Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi după Zoom, Ciprin? Ștefan. Ștefania? Da. Și mai cine? Și Costi. Și Costi. Toți suntem prieteni acum. Da.
E o bucurie în sufletul lui Ciprian atunci când aude că oameni de la Ridică-te și umblă îl vizitează și lucrul acesta ne încurajează și pe noi să lăsăm tristețea, să lăsăm durerea, să lăsăm tot ce se întâmplă, știrile rele care le auzim în stânga și în dreapta și să ne bucurăm de viață, să fim fericiți. Ce zici, Cipri? Corect? Spun bine? Pentru că avem o speranță, pentru că l-avem pe Domnul de partea noastră. Cipri, m-am bucurat foarte mult și așa am o bucurie în suflet când văd familia ta, părinții tăi, cât se bucură când cineva vine de la Ridică-te și umblă să te viziteze. Și noi, la fel, îți dorim multă sănătate, multă fericire, multă speranță. Și când vremurile s-or pune mai bune, să plecăm cu toții în excursii. Vrei? Super! Mulțumim mult! Mulțumim familiei și lui Cipri pentru că vă simțim că faceți parte cumva dintr-o mare familie pe care noi așa credem că Ridică-te și umblă nu este doar un simplu ONG, ci este o familie. Ne bucurăm unii cu alții, simțim unii cu alții, ne vizităm unii cu alții. Bun, multă sănătate vă doresc, toate cele bune! Velador de Aurelia! Astăzi Aurelia se află în caravana Asociației Ridică-te și umblă, caravana Bucuriei, alături de Lavinia și de voluntarii noștri. Dragi, ce mai faci tu, Aurelia? Binișor, binișor, mulțumesc de întrebare. Aurelia, Da? știu că îți place să cânti, că ai un glas frumos. Vrei să ne cânti, să ne încânti cu o strofă? Da, cu mare drag. Haideți! Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul, te povară de păcat, strigă către Domnul, strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, către... A iubi înseamnă a practica, înseamnă a face ceva, înseamnă a te dărui. Kaufland România, Asociația Șansa Ta și Asociația Ridică-te și umblă cu o mare bucurie și dragoste în suflet, în sufletul bucătăreselor Asociației Ridică-te și umblă, astăzi vor merge către persoane nevoiașe, către persoane cu dizabilități, către aceia care știu să aprecieze și să se bucure și de un dar de mâncare. Aș vrea să întreb bucătăresele, puteți să mergeți acasă să vă odihniți, de ce ați ales să rămâneți? De ce am ales? Pentru că bucuria de a sluji este imens de mare. Și atunci când ai această bucurie și iubești aproapele, faci din toată dragostea și din toată iubirea. Avem o mare bucurie pentru a sluji pe cei care sunt în nevoie și avem multe avantaje din partea lui Dumnezeu pentru acest lucru. Un exemplu Domnului nostru Iisus Hristos, la fel a mers alături de cei care am dat trecut, i-a întâlnit și le-a dăruit din toată dragostea și iubirea și pâinea vieții care la chiar el Văd însuși. că sunteți echipate, mașina este plină cu hrană caldă și gătită și Domnul este alături de noi pentru că știm că este voia lui și planul lui să fim alături unii de alții. Și chiar vreau să întreb pe Lavinia, ca un beneficiar al asociației. Nu, tu ești, cum să spun, nu doar beneficiar, ci ești și voluntar. Cum ți se par aceste acțiuni? Adică e suficient să le spui oamenilor despre Dumnezeu
Eu prefer cel mai mult în loc să, adică mai mult decât plimbarea sau decât orice altă activitate, a mă implica împreună cu prietenii, cu colegii, cu cei de la biserică, să pot ajuta pe ceilalți. Mă bucur când văd oamenii cum zâmbesc, cum de-abia așteaptă să vă vadă, să le călcați pragul, mai ales în această perioadă, măcar pentru un salut, o încurajare și, de ce nu, mai ales ceva material, pentru că de aceea acum cât mai mulți oameni sunt cu probleme și au nevoie de astfel de lucruri. Lucian, văd că îți place locul de aici, din față, din dreapta șoferului. Ia spune, care este rolul tău în acest microbuz azi? Al meu este de a dărui ceea ce am primit de la Dumnezeu. Bunătate și dragoste. Dragii mei, nu vreau să vă țin chiar o predică, doar atât vreau, pentru că astăzi este o zi specială, vreau doar atât să vă îndrept atenția asupra unui gând care recent l-am studiat din Evanghelie, și anume că într-o zi de sărbătoare la sinagogă s-a prezentat Domnul Iisus. Acolo era multă lume și printre ei se afla un om cu o mână uscată, adică o persoană cu o dizabilitate. Oamenii aceia prezenți în sinagogă se gândeau la ceva, și anume, cum să facă să-L prindă și să-L omoare pe Domnul Iisus. Domnul Iisus, cunoscându-le gândurile, s-a adresat celor prezenți cu întrebarea: e bine să faci bine unui om, chiar dacă este o zi de sabat? Și apoi se îndreaptă către omul cu dizabilitate care nu-și folosea mâna dreaptă și spune: întindeți mâna. Oameni buni, ce vreau să spun? Sunt mulți care vin la biserică cu gânduri rele, chiar să ucidă. Oamenii din acel timp vreau să-L ucidă pe Iisus Hristos. Domnul Iisus însă de atunci ne-a transmis un mesaj: întindeți mâna. Mâna aceea era mâna dreaptă, spune evanghelistul. Întindeți mâna, nu mai ține uscată, fă ceva. Nu e suficient să asculți o predică, să asculți un cântec, ci întindeți mâna ca să nu se usuce. Întinde mâna și șterge o lacrimă, întinde mâna și dăruiește o bucată de pâine, o ciorbă, un pilaf cu ciuperci, întinde mâna ca să nu ți se usuce. Asta este ceea ce... Da, Lavinia, ne luăm rămas bun de la prietenii noștri. Asociația Ridică-te și umblă și voluntarii Asociației Ridică-te și umblă și au întins mâna și pleacă mai departe. La revedere, dragii mei! Caravana Ridică-te și umblă, caravana bucuriei, a ajuns la o persoană atât de dragă nouă celor de la Ridică-te și umblă. Bine v-am regăsit, stimată doamnă Ioana Sandu. Este aici o caravană, zici că vine cu colindul. E o bucurie să fim și împreună. Preț de două minute. Spuneți-ne ceva despre cântecul acesta. Acest cântec este realizat pe versurile Laviniei Stoian. Care e aici? Este aici, lângă noi. Ce sunt de către soțul meu, Francisc Reiter, pentru Ciprian Datcu, dar și pentru toți aceia care doresc să mulțumească celor care au grijă de ei. Să înțelegem că este o dedicație pe care pentru părinți, Lavinia Stoian versuri și Ioana Sandu interpret. Așa e, da. Așa e cum spuneți. Totul este cum spuneți. Vă mulțumim din suflet pentru că vă gândiți la noi. Sigur. Începem. Hai, Lavinia. Hai. Din leagăn chiar până astăzi, minunații mei părinți s-au jertfit și cu răbire au trecut prin suferinți. Nu uita dacă în viață doi părinți ai tu acum, du-te la ei și învață cum să fii, cum să fii mereu mai bun. Mulțumim frumos! Noi vă mulțumim! Hai cu Ioana Sandu! Ce bucurie! La revedere! Dragii mei, nu o să uit niciodată bucuria acestei fetițe când a primit un pachetel de biscuiți. Uite, niște plăcintă, ia. Uite,
Tu o iei și dai și la frățiorii tăi. Da. Uite. De la toți. Salut, Florin! Florin, ce faci? Florin. Dă-i plăcintă lui Florin. Da, are plăcintă. Are plăcintă. Uite. Dragii mei prieteni, da, poate voi mâncați acasă. Poate vă desfătați cu atâtea dulciuri, cu atâtea bunătățuri. Am văzut chipul acestor copii, era dint de bucurie și de fericire. Ce faci? Cum te cheamă? Florentina. Florentina? Da. Și câți ani ai tu, Florentina? 6 ani. Dar lăsați-o pe aia să vorbească. Dumneavoastră sunteți bunica, nu? Da, bunica. Florentina, tu mai ai frați, surori? Da, Armando. Câți frați ai? Sunt de 4. 3 băieți și ea fetița. Și îi iubești pe frățiorii tăi? Da. Cum îi cheamă pe frățiorii tăi? Pe s-a Denis. Da. Și pe la fărce și pe la... Deci hai să vedem. Pe ăsta, cum spui tu, e Denis. Da. Denis, câți ani ai, mă? 10. 10 ani. Aia, cum e plăcinta? E bună? Da. Super! Și pe Florin? Florin, câți ani ai, mă, tu? Mai bătrân. E mai bătrân. Da. 12 ani. Da. Florin nu poate să mănânce, Florin nu poate să stea așezut, dar se bucură când văd, când văd oameni. Da, când vede în jurul său prieteni. Da, da. Îți place, îți place, Florin? De orice. Cum să nu? Să știi că mi-a părut bine că ne-am cunoscut. Și poate o să ne mai vedem. Da. Hai, vă lăsăm cu bine. Cu bine, sănătate la copilaș, la doamna dumneavoastră, mamă. Care vrea să ne ajute și să vă dea Dumnezeu sănătate. Am avut și eu o căsuță aici unde s-a făcut parcul, m-a dărâmat. Știm istoria dumneavoastră. Sănătate multă vă dorim și Domnul cu dumneavoastră. Domnul Iisus să fie cu toată lumea și cu noi. Florentina, ce-ți dorești, mă, tu mai mult așa? Ia spune tu. Dulce. Dulce? Ce dulciuri îți plac? De-aștea? Dorește și eu o căsuță să fie la căsuța lui. Hai, vă lăsăm cu bine. Ne mai vedem. Salut, Florin! Pa, pa!